Poliția a făcut noi rețineri în cazul fetiței de 9 ani din Galați, care a fost torturată și omorâtă de mama ei. Mătușa și unchiul fetiței au fost ridicați de oamenii legii și dau explicații despre oror, mai ales că locuiau în aceeași casă. Între timp, corpul de control este trimis la Galați pentru a vedea dacă angajații DGASPC au știut despre chinul prin care treceau fetița ucisă, dar și surorile ei în vârstă de 3, respectiv 7 ani. Gabi Vlad, corespondent Antena 3 CNN, vine cu mai multe detalii. Gabi, așadar, noi rețineri în cazul fetiței de 9 ani, care, din păcate știm, a fost ucisă în bătaie de mama ei. Bun găsit, Lorena. Da, mătușa și unchiul fetiței din Galați, ucisă în bătaie și torturată de propria mamă, au fost reținute aseară pentru 24 de ore. Acuzațiile, complicitate la omor calificat și complicitate la rele tratamente aplicate minorului, urmând ca în această după-amiază să apară în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă. Ce s-a reținut? Că cei doi, fratele criminalei și cumnata, care locuiau în același apartament cu femeia care și-a ucis fetița, știau de toate aceste fapte, de toate bătăile aplicate fetițelor de 4, 7 și 9 ani și adesea au asistat fără să facă nimic. Nu au făcut nimic, asumaseră că vor contribui la creșterea minorilor pentru a nu fi luate sub protecția autorităților. Mai ziua de 31 ianuarie, când avea loc ancheta, când a început ancheta, au mințit la poliție susținând că nu erau acasă când s-a întâmplat tragedia. Ei urmează, așa cum spuneam acum, să apară în fața instanței și riscă o pedeapsă cu închisoare de la 15 la 25 de ani.